Dorin Cârțuni s-a alăturat discuției. Vreau să-l salut pe oficialul celor de la Universitatea Craiova. Uite și Sorin s-a vopsit. Dar vopsi și tu, Sorin. Despre ce discutați pe acolo? Eram la capitolul Universitatea Craiova, mai degrabă la capitolul Andrei Ivan, cu ratarea pe care a avut-o. Păi am văzut că vorbeai și de păr. Vivi, vorbești de păr? Ce să fac, Sorine? Vorbești și eu, de ce nu mai am? Păi l-am întrebat și eu dacă pe ce să se vopsească. Auzi, Sorine, sunt invidios pe Andrei, că are ce să vopsească. Vivi, găsește-și tu o culoare să te vopsești la păr. Da, Sorine. A trecut peste supărare? L-am văzut, supărat. Greu. Acum să spun ceva. Cea mai mare greșeală noastră ar fi să o dăm în resemnare. Nu avem voie. Și nici noi, și clubul, și nici jucătorii în primul rând. Ei și echipa, staff-ul, nu au voie să fie o secundă să fie resemnați în ceea ce privește desfășurarea în continuare a campionatului. Mai sunt 12 puncte. Să fie pregătit să le joace pe toate la maxim și să încerce să le ia, pentru că avem posibil să poate face acest lucru, pentru că în toate meciurile pe care noi le-am jucat am arătat că puteam să obținem multe puncte. N-am fost ăia, am fost mai mult matador, n-am fost toreador să dăm lovitura de creație. Dar aduceți-vă aminte meciurile care le-am făcut cu FCSB-ul la București sau cu CFR-ul acasă. Toate se puteau termina cu 6 puncte. Noi am luat doar 2. Astea sunt, dar poate se întoarce și roata, vorba aia, roata se învârte și se întoarce și pe partea noastră. Bun, în continuare există această bătălie și pentru locul de Europa. Absolut. În care sunteți absolut în cărți. N-avem voie să arătăm ca o echipă resemnată la cea. A fost un rezultat nedrept și trebuie să învățăm din acest lucru, să încercăm să acționăm la 180 de grade de ceea ce am făcut nu la partida asta cu FCT și ce n-am făcut bine, să încercăm să facem bine acum. Deși v-am spus, a fost o chestie în care, din punctul meu de vedere, echipa n-ai ce să-i reproșeze ceea ce înseamnă volitiv, așa, brut, a muncit, doar că la potență, așa, n-am trecut noi limita aia care trebuia să o trecem pentru partida și să fim mult mai concreți și să dăm lovitura de grație. Bun, altfel, atmosfera a fost senzațională. Senzațională. Am văzut că la unii nu prea le-a convenit de atmosfera noastră și au început să facă comentarii chiar agravite. Profit de momentul ăsta să atrag atenția așa. Sunt foarte iritat de intervenția unora care n-au nicio treabă cu zona în care noi activăm, mă refer la Pușcaș. Ei au vrut să activeze în zona asta, dar li s-a închis ușa, n-au putut să treacă de pragul respectiv. Dar în schimb vorbesc despre noi și ceea ce mai i-a mai atras odată atenția. Nu mai vorbi tu de istoria Craiovei, nu mai vorbi tu de Craiova Maximă, pentru că, nostalgiile noastre nu pot fi să intre în gura unor mediocri din fotbal, pentru că el asta a fost în fotbal, un mediocru. Și e păcat să ajungem la discuții, domnule Cârțiu, de genul acesta. Ioana, lasă-mă să spun, pentru că e punctul meu de vedere și nu trebuie voi să-l trag. Dacă l-aude, bine, dacă nu. Noi nu avem nevoie de sfat, nu simțim nevoia să primim sfaturi de la niște oameni mediocri. Ei sunt și el și zona în care activează el. N-avem. Noi suntem într-o altă parte a acestui campionat. El este un menestrel care încearcă să transmită niște idei care pleacă din niște minți bolnave și niște guri urât mirositoare, pentru că efectiv în toată perioada numai el se interesează, ei își alimentează ora din ceea ce înseamnă Universitatea Craiova. Stai mă tu acolo pe zona ta, vorbește de play-off-ul tău, vorbește de echipa ta, lasă-ne pe noi. Asta, el e un pripă, vorbește de istoria Craiova și el este un pripășit din Craiova. El n-are voie să vorbească, nu cunoaște istoria Craiova, dar el în schimb încearcă să dea ce trebuie să facă Craiova Maximă, jucătorii Craiovei Maximă. Tu ești la nivelul Craiovei Maximă, mă, să dai tu vreo sfat, ai fost vreodată.
stai-mă liniștit pe treaba ta acolo, mediocritatea ta și gata. Și nu, noi nu vorbim de ei, nu, iată, nu ne interesează de situația lor, de el, de el, una, două, atacă Universitatea Craiova. Vezi, bă, te treabă că în fișa postului tău există altceva, mă, nu neapărat să-i spui zoaie în cap de fiecare dată când apar la să vorbești de universitate. Bun, e clar că v-ați supărat foarte tare și sunteți foarte deranjat. Foarte iritat, foarte iritat, mai ales că eram și pe un moment din ăsta în care deranjat așa de ce ni s-a întâmplat. Sigur, nimeni nu a acceptat, suntem marcați, pentru că toată lumea am fi vrut să se termine bine tot ceea ce a fost sărbătoarea asta de duminică. Dar a fost neșansă. Efectiv, în mare parte tot ce s-a întâmplat, rezultatul s-a întâmplat neșanțe, pentru că vă uitați și voi și la desfășurarea partidei și tot ce s-a întâmplat. Da, și în loc să fie 1-1 s-a făcut 2-0, adică toată conjunctura meciului a fost favorabilă. Florine, pe prima ocazie ați avut-o voi, a scos Târnovanul extraordinar. Și aia, dar ți-am spus nu neapărat că da, da, dacă și meciul a fost. Vino semna că dacă dădeam golul ăla păi și da, Sorine, dar eu n-am văzut FCSB-ul dominat așa cum i-a dominat voi. A dat golul ăla și care, sigur, așa este. Dar ți-am spus, tu știi foarte bine, suntem la fotbal și întotdeauna în timpul unui joc, dacă conjunctura este favorabilă, și vine și rezultatul. Pentru așa că ai văzut cum noi ratăm penalti, da, și din în loc de 1-1 să face ăla trage la poartă și vine Sorescu după da, nici măcar n-a fost faul. Dar Florine, eu cred că disputa asta s-a reglat duminică. Suporterii, oamenii din Craiova au decis. Voi sunteți Universitatea Craiova pentru că ați avut așa stadion extraordinar plin și ceilalți joacă cu 2-3 mii de oameni. Mie mi-a părut rău, foarte rău și nici nu l-am sunat, mi-am dat mesaj de Mihai, de Rotare, pentru că știu cât suferă și cât. Cred eu că... Da, a fost dezamăgirea aici, fost mare pentru toată lumea. Pentru că investește, este trup și suflet. Este dezamăgire mare și să spun ceva, deci dezamăgirea este mare. Pentru că era... N-aveam nevoie de victoria asta în a acționa asupra unei, acționăm cu o anumită strategie pentru, da, pentru chiar pentru câștigarea campionatului. Pentru că v-am spus, eu mai făcut așa niște calcule care le-am făcut publice și sunt erau 3 meciuri acasă care însemnau 9 puncte și cu încă vreo 4 puncte care puteai să le iei de afară. Da. Aveai voie chiar să faci un meci egal poate la CFR sau știu, la Rapid sau unde jucai în deplasare, făceai cu 13 puncte, puteai să iei chiar și campionat. Dar mi trebuia victorii la partida asta cu FCSV-ul ca să putem să ne gândim la ceea ce însemna strategia asta. Și a fost foarte aproape. A fost o chestie multă și de neșanță și asta e. Poate așa ne e scris nouă, nu ne e scris să fim anul ăsta, poate un fi la anul, nu știu ce să spun. Că mereu ne avem așa niște momente din ăștia, o anumită limită la care un anumit gard din ăsta așa care deocamdată nu putem să-l sărim. Da?